Sebastian Ghic, afirma cifre precedent. Subliniere tia nu sunt zdraveni la cap, nu sunt sănătos, subliniere i la minte video. Sebastian Ghic s-a dezlântuit pur subliniere i simplu în cel de-al treilea episod al interviului video acordat lui Ion Cristoiu la Belgrad. De această dată, Ghic spune ce i s-ar fi falsificat probe de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție, DNA. Mai mult, Ghic i-a jignit grav pe oamenii Laurei Codruca Covesi. Au falsificat-o probând dosarul meu cu Ponta, subliniere Iblair. L-au chemat pe Cosma, l-au amenincat ce le arestează statele, subliniere Izora. Nu au ales-o pe Irina Socol, ci un deputat. L-au ales pe Cosma ca să fie o explicație logică în fața unui judecător. El putea să fie la o discuție cu Ponta, subliniere Ghic, din sediul PSD. Fac eforturi ca proba fals să fie credibil. Mi-au făcut dosare, subliniere Ghic, le-au falsificat ca să ajung la Ponta. Într-un dosar de-al meu am descoperit ce l-a obligat pe Vlad Cosma să fac 3 denuncuri sub 3 nume diferite. Tie 3 lucruri diferite din 3 ore, subliniere e diferite. E prezent peste tot în dosar. Îl pun să dea sublinierei cu numele lui declarație în dosar. Subliniere tia nu sunt zdraveni la cap, nu sunt sănătos, subliniere i la minte, a tunat Sebastian Ghic.